A fost un an destul de dificil datorită condițiilor climatice. A debutat cu o iarnă blândă, atât din punct de vedere al temperaturilor, cât și al precipitațiilor. Problemele mai mari au început să apară în momentul în care pomii au pornit în vegetație. Atunci au fost episoade destul de lungi cu precipitații și menținerea frunzei cu umiditate maximă, favorizând apariția bolilor, în special al rapănului în acea perioadă. Beneficiam și de temperaturi cu plus peste 7 grade. Înainte de înflorit am aplicat vreo 3 tratamente, unul la dezmugurit, unul la răsfirare inflorescențe și la buton roz. Primul a fost doar cu produse de contact, la dezmugurit, au urmat celelalte două produse sistemice, un produs sistemic și unul de contact. În general cam așa efectuăm tratamentele. Am avut o perioadă mai dificilă, vă spuneam, în perioada înfloritului, când, datorită precipitațiilor abundente, am putut intra într-o fereastră în plină floare cu produsul Dagonis, 1,2 litri pe hectar, ceea ce s-a dovedit a fi o măsură foarte bună, pentru că perioada de înflorit s-a prelungit încă vreo 2 săptămâni, timp în care nu s-a putut intra sub nicio formă în plantație, acel tratament oferindu-ne o protecție foarte bună și de lungă durată până la scuturat. Lumea este receptivă la tot ce e nou, încearcă să vadă efectele tratamentului cu acest produs. Am observat că se instalaseră făinarea și am aplicat imediat Dagonis și s-a stopat. E și iarăși la rapăn, merge foarte bine. Avem 3 tratamente cu Dagonis. Dagonisul are un efect curativ foarte bun. Anul 2019 a fost un an foarte greu, dacă ne gândim la cantitățile de precipitații care au căzut. Deci a fost un an foarte greu în privința controlului bolilor și dăunătorilor. Dagonisul anul acesta l-am folosit prima dată, nu l-am mai testat. L-am folosit cu încredere, știind că produsele VSF sunt foarte bune și fiind un an foarte greu, nu am avut probleme, a dat rezultate. Dagonisul l-am aplicat al doilea tratament după scuturare. A fost într-o perioadă critică privind apariția rapănului. Ploua zi de zi, zilnic. Cred că undeva la 15-20 aprilie am început cu primele tratamente și acum suntem aproape de sfârșit. Am intervenit cu Dagonis. A fost primul an când am testat acest produs, am folosit pe anumite suprafețe, nu am avut probleme, am văzut și prospectul și am zis hai să încerc, e un produs nou, să vedem ceea ce face, având în vedere că plantele au nevoie de alte grupe chimice. În fitofarmaciile noastre, produsele BASF n-au lipsit de pe raft, fiind niște produse de bază, produse care ne-au oferit încredere, le-am folosit cu toată încrederea. Începând de acum 20 de ani, am avut o încredere maximă în produsele BASF și le-am și recomandat celorlalți. Am făcut așa o regulă. Produsele noi apărute, în primul rând le foloseam în livada noastră pentru a le testa efectiv și automat le recomandam și celorlalți. Sunt, într-adevăr, produse de top. Dagonis, un produs nou care, într-adevăr, având în compoziția lui cele două substanțe care se completează una pe alta, a fost deosebit. Eu, ca și comerciant, din punct de vedere al comerciantului, sunt direct interesat să le recomand produse bune, ca ei automat să aibă o producție de calitate, să aibă într-un final un profit. BASF. We create chemistry.